intersecție cu NBD. Armenească și Varlaam. Ăsta au parcat fix ca în Estonia, în mijlocul drumului. Nu e așa, în Estonia când te duci, respecti legile, te comporți ca un civilizat, vii acasă și faci exact cum fac toți. Acasă te așteaptă și moartea, fix în intersecție. Cineva a ciordit capac sau poate l-a umflat vântul de la ploi. Și asfaltul e tăiat, e spălat. Singurul semn care avertizează despre pericol e o piatră. Mitropolit Varlaam cu Armenia. Chișinău. Mașini parcate în intersecție. Groapă adâncă în intersecție. Așteptăm prima victimă. Iată, bătrânelul cel putea să cadă. Femeia asta. Sau vreo mașină. Mama cu copilul. Noi așa avem primar, pretură, avem guvern, poliție mai la deal. Stat de căcat. Și tot aici în stradă lumea vinde de toate, inclusiv lactate. Fără 30 de grade. Laptele se vinde de pe jos. Fix afară, la poarta pieței. Unul și-a lăsat mașina într-un hal fără de hal, încât obturează trecerea. Acum autospeciala poate să acroșeze oamenii care stau la cumpărat sau la vândut în stradă. Vin dacă vrei, că doar nu-i compot de vișine, nu-i așa? De o mașină trecută, dar de alta nu poate. Ambuteiaj. Mașina de gunoi nu e ermetizată și curge din urma ei tot ce vrei. Iată încă o sursă de poluare și de infecții. Așteptăm epidemia de dizenterie. Gipanul e cu numere ucrainene, nici nu știe unde s-o băgat săracul. Piața centrală. Focar de infecții, alte pericole. Evaziune fiscală, simbolul Chișinăului devastat.